Titlul este un profet pentru poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Am încercat cumva ca să mă apropiez cuvintele ei, dar totuși nu am reușit, pentru că este experiența ei, sunt lucrurile pe care ea singură le povestește. Este un lucru interesant și aș vrea să ne gândim, mai este valabilă pentru noi lucrurile astea? Mai punem noi preț asupra cuvintelor pe care Dumnezeu ne le-a lăsat prin Ellen White sau nu mai sunt? Ce ne spune Ellen White despre rolul ei ca mesager și cum trebuie noi să ne abordăm la lucrurile acestea? În noaptea din 30 aprilie 1871 m-am retras să mă odihnesc, fiind foarte deprimată. Timp de 3 luni fusesem cuprinsă de o stare de descurajare profundă. Adesea mă rugasem să fiu eliberată de sentimentul de teamă. Implorasem ajutorul și puterea lui Dumnezeu ca să fiu în stare să mă înalț deasupra descurajărilor serioase care îmi paralizau credința și speranța și mă făceau incapabilă să-mi îndeplinesc lucrarea. În noaptea aceea am avut un vis care mi-a inspirat o fericire deosebită. Am visat că participam la o întâlnire importantă unde erau adunați o mulțime de oameni. Mulți erau îngenunchiați înaintea lui Dumnezeu, rugându-se stăruitor și păreau a fi apăsați de o povară. Ei îl implorau pe Dumnezeu pentru o lumină specială. Câțiva păreau într-o stare de agonie, simțămintele lor erau intense și strigau cu glas tare și cu lacrimi, cerând ajutor și lumină. În această scenă impresionantă erau implicați frații noștri, cei mai de seamă. Fratele A era aplecat pe genunchi, cu fața spre podea și părea într-o stare de descurajare profundă. Soția lui stătea în mijlocul unui grup și se comporta ca și când dorea ca tot să înțeleagă disprețul pe care ea îl avea pentru cei care se umileau în felul acesta. Am visat că Duhul Domnului a venit asupra mea și m-am ridicat în mijlocul strigătelor și al rugăciunilor spunând: Duhul Domnului este peste mine. Mă simt îndemnată să vă spun că trebuie să începeți o lucrare individuală. Fiecare pentru el însuși. Voi priviți pe Dumnezeu și așteptați ca el să îndeplinească în locul vostru lucrarea pe care v-a încredințat-o vouă. Dacă vă veți face lucrarea pe care știți că sunteți datori să o faceți, Dumnezeu vă va ajuta când veți avea nevoie. Voi ați lăsat nefăcute tocmai acele lucruri pe care Dumnezeu vi le-a încredințat. Voi l-ați rugat pe Dumnezeu ca El să facă lucrarea voastră. Dacă ați fi urmat lumina pe care v-a dat-o Dumnezeu, ar fi făcut să strălucească asupra voastră o lumină mai mare. Dar atâta vreme cât neglijați sfaturile, avertizările și mustrările care v-au fost adresate, cum puteți aștepta ca Dumnezeu să vă dea lumină și binecuvântări mai mari doar pentru a le neglija și pentru a le disprețui? Dumnezeu nu este ca omul, El nu se lasă batjocorit. Am luat Biblia prețioasă și am pus în jurul ei mai multe mărturii pentru biserică adresate poporului lui Dumnezeu. Iată, am spus eu, aici sunt abordate aproape toate situațiile. Păcatele care trebuie evitate sunt arătate. Sfaturile care le doresc ei pot fi găsite aici, adresate în contextul unor situații asemănătoare cu ale lor. Dumnezeu a binevoit să vă dea învățătură peste învățătură și poruncă peste poruncă. Dar nu mulți dintre voi știu cu adevărat ce conțin mărturiile. Voi nu sunteți familiarizați cu Scripturile. Dacă ați fi studiat Cuvântul lui Dumnezeu cu dorință de a atinge standardele Bibliei cu desăvârșire creștină, nu ați fi avut nevoie de mărturii. Tocmai pentru că ați neglijat să vă familiarizați cu Cartea Inspirată a lui Dumnezeu, El a încercat să vă vorbească prin intermediul unor mărturii simple și directe, atrăgându-vă atenția la cuvintele inspirației pe care voi ați neglijat să le respectați și îndemnându-vă să vă corectați viața în conformitate cu învățăturile ei înalte.
Prin mărturiile adresate, Domnul intenționează să vă avertizeze, să vă mustre, să vă sfătuiască și să vă convingă de importanța adevărului aflat în cuvântul Său. Mărturiile scrise nu au menirea de a oferi o lumină nouă, ci de a întipări adânc în inima voastră adevărurile inspirației care sunt deja descoperite. Datoria omului față de Dumnezeu și față de semenii lui a fost exprimată clar în cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, doar puțini dintre voi respectă lumina care le-a fost dată. Prin mărturii nu sunt scoase la lumină adevăruri noi, dar Dumnezeu simplifică marile adevăruri deja descoperite și le aduce înaintea poporului Său, pe calea aleasă de El însuși, pentru a trezi interesul și pentru a impresiona pe oameni, astfel încât niciunul să nu aibă vreo scuză. Și am o întrebare aici. Cum se face că avem Sfintele Scripturi, avem mărturiile, avem atâtea cărți, avem atâtea sfaturi din partea lui Dumnezeu și totuși suntem atât de departe de Dumnezeu? Am auzit de multe ori în biserică spunându-se că poporul moare din lipsă de cunoștință. Suntem atât de... nu avem timp. Cum se fac lucrurile astea? Din ce cauză? Tot Ellen White ne răspunde. Mândria, iubirea de sine, egoismul, ura, invidia și gelozia au întunecat capacitatea de a înțelege. Iar adevărul care ar fi putut să vă facă înțelepți pentru mântuire și-a pierdut puterea de atracție și de control asupra minții. Tocmai principiile esențiale ale evlaviei nu sunt înțelese, deoarece nu există foame și sete după cunoașterea Bibliei, după curăția inimii și după sfințirea vieții. Mărturiile nu trebuie să micșoreze importanța cuvântului lui Dumnezeu, ci să-L înalțe, stârnând interesul față de El, pentru ca simplitatea frumoasă a adevărului să-i poată impresiona pe toți oamenii. În continuare am declarat, așa cum cuvântul lui Dumnezeu este străjuit de jur împrejur de aceste cărți și broșururi, tot astfel va încuraja Dumnezeu pe voi cu mustrări, sfaturi, cu avertizări și încurajări. Voi strigați aici înaintea lui Dumnezeu cu sufletele pline de durere, cerând mai multă lumină. Eu sunt autorizată de Dumnezeu să vă spun că nicio altă rază de lumină nu va mai străluci pe calea voastră prin mărturii până când nu veți pune în practică lumina pe care deja ați primit-o. Domnul v-a încurajat cu lumină, dar voi nu ați apreciat-o, ci ați călcat-o în picioare. Unii au disprețuit lumina în timp ce alții au ignorat-o sau au urmat-o într-o manieră neglijentă. Puțin s-a hotărât ca să respecte cu adevărat lumina pe care Dumnezeu a binevoit să le dea. Unii care au primit avertizări speciale prin mărturie au uitat mustrările numai după câteva săptămâni. Unora, mărturiile le-au fost repetate, dar ei nu le-au acordat suficientă importanță și nu le-au ascultat cu atenție, ci le-au tratat ca pe niște simple povești. Dacă ar fi respectat lumina primită, ar fi reușit să evite eșecurile și încercările pe care acum le consideră grele și aspre. Ei și-au luat singuri un jug despre care au constatat că este foarte greu de purtat. Acesta nu este jugul pe care l-a dat Dumnezeu. Dumnezeu și-a manifestat iubirea și grija față de ei, dar sufletul lor egoist, rău și neîncrizător nu a putut să înțeleagă bunătatea și îndurarea Lui. Ei s-au grăbit să acționeze după propria lor înțelepciune, până când, doborâți de încercări, încurcați de dificultăți, au fost înșelați de Satana. Dacă veți aduna razele de lumină pe care vi le-a dăruit Dumnezeu în trecut, El vă va oferi o lumină mai mare. Am menționat Israelul din vechime. Dumnezeu le-a încredințat israeliților legea Sa, dar ei nu au fost dispuși să o respecte. Apoi le-a dat ceremonii și rânduieli pentru ca prin împlinirea lor să-și amintească fără încetare de Dumnezeu. Israeliții erau așa de înclinați să-L uite pe Dumnezeu și cerințele Sale, încât era necesar ca mintea lor să fie ținută trează pentru a-și da seama de obligația lor de a-L asculta pe Creatorul lor și de a-L onora.
Dacă ar fi fost ascultători și dacă și-ar fi găsit plăcerea în ascultare de poruncile lui Dumnezeu, nu ar fi fost necesare toate aceste ceremonii și rânduieli. Dacă poporul care pretinde acum că este comoara aleasă a lui Dumnezeu ar respecta cerințele sale așa cum sunt precizate în cuvântul său, nu i-ar fi adresate mărturii speciale care să-l conștientizeze cu privire la simțul datoriei și să-l convingă de păcătoșenia lui și de pericolul teribil de a neglija ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Conștiința s-a tocit, deoarece lumina a fost ignorată, neglijată și disprețuită. Iar Dumnezeu va lua de la poporul său aceste mărturii, îi va lăsa fără putere și îl va umili. Am visat că în timp ce vorbeam, puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea în maniera cea mai impresionantă și mi-am pierdut toate puterile, deși nu am avut nicio viziune. Am văzut că soțul meu s-a ridicat în picioare în fața poporului și am exclamat: aceasta este puterea minunată a lui Dumnezeu. El a făcut din mărturie un mijloc puternic de a ajunge la suflete și El va lucra cu încă și mai multă putere prin ele decât a făcut-o până acum. Cine va fi de partea Domnului? Am visat că o mulțime de oameni s-au ridicat imediat în picioare și au răspuns la apel. Alții au rămas în tăcere, unii au dat pe față dispreț și batjocură, iar câțiva au părut total neimpresionați. Cineva s-a ridicat lângă mine și a spus: Dumnezeu te-a chemat și ți-a încredințat solii pe care să le transmiți copiilor săi pentru a ajunge la inima lor. El ți-a dat aceste solii așa cum nu i-a dat niciunei alte persoane. El a modelat mărturiile tale astfel încât să se potrivească situațiilor în care este nevoie de ajutor. Nu trebuie să te lași influențată de batjocuri și de râsete, de reproșuri sau de critică. Pentru a fi instrumentul special al lui Dumnezeu, nu trebuie să te bazezi pe nimeni, ci să depinzi numai de El și, asemenea viei, să te prinzi de El. Dumnezeu te va face un mijloc prin care le va transmite oamenilor lumina ta. Trebuie să primești zi de zi putere de la Dumnezeu ca să fii întărită, astfel încât nicio împrejurare să nu micșoreze și să umbrească lumina care El i-a îngăduit să strălucească asupra poporului său prin tine. Scopul special al lui Satana este acela de a împiedica această lumină să ajungă la poporul lui Dumnezeu, care are o nevoie așa de mare de ea, în mijlocul pericolelor acestor zile din urmă. Succesul tău constă în simplitate. Îndată ce te vei îndepărta de aceasta și îți vei adapta mărturia în așa fel încât să se potrivească mentalității cuiva, puterea ta va dispărea. Aproape tot ce există în acest veac este artificial și iluzoriu. Lumea abundă de mărturii rostite pentru a plăcea, pentru a încânta și pentru a înălța eu-ul. Mărturia ta are un caracter diferit. Ea trebuie să răspundă situațiilor concrete ale vieții, salvând de la moarte credința slabă și convingându-i pe credincioși cu privire la necesitatea de a străluci ca lumini în lume. Am avut până aici experiența autoarei care ne vorbește cuvintele din partea lui Dumnezeu. Am văzut foarte bine că ea ne spune că am primit unele mărturii pentru că noi nu atragem atenție suficientă Sfintelor Scripturi. Din partea mea aș dori ca întreaga biserică să ne luăm timp, să ne luăm în fiecare zi un timp de calitate pe care să-l petrecem împreună cu Dumnezeu. Un timp în care să studiem Sfintele Scripturi. Avem cu toții cărțile în ziua de azi, sau pe telefon, sau chiar cărțile scrise, să ne luăm timp, să apreciem momentele care putem să le petrecem în rugăciune și studiind Cuvântul lui Dumnezeu, ca tot ce spunem, tot ce vorbim, să putem să transmitem mai departe, dar fiecare cuvânt să fie bazat pe ceea ce stă scris, nu pe ceea ce am auzit. Sugestiile pentru rugăciune în această dimineață sunt: cereți lui Dumnezeu să vă păstreze simplitatea și puritatea dragostei din tâi în credința în El. Rugați-vă să primiți lumina cu privire la lucrurile pe care le-ați adoptat și care vă împiedică să comunicați cu Dumnezeu. Rugați-vă pentru membrii familiei,
și pentru familia Bisericii și cereți eliberarea și protecție pentru ei și pentru voi înșivă. Am dorit ca să ne ridicăm și trei persoane din sală să înalțe rugăciuni.